Nu pot vorbi, iar mulți dintre ei nu au deloc. Singurul lor mod de a se exprima este limbajul mimico-gestual. Iar asta nu-i oprește să cânte, așa cum pot ei mai bine, prin semne. Sunt foarte atenți la îndrumătorul lor, preotul Adrian Stănulică, cu care au o legătură specială. Îl privesc atent în ochi și îi citesc pe buze versurile colindelor pentru a fi sigur că nu greșesc. De 8 ani de zile, în prag de sărbători, copiii de la Școala Specială Sfântul Vasile, alături de Paula Selling, susțin un concert în fața craiovenilor. Prin colindar, copiii cu deficiențe de auz încearcă să le arate semenilor că mesajul nașterii Domnului poate fi transmis nu doar prin cuvinte. Ei învață foarte repede gesturile care transpun cuvintele colindelor și, de asemenea, cred că învață foarte repede, nu doar pentru că le este specific să învețe ușor, ci pentru că sunt tare bucuroși de activitatea în sine. Sunt bucuroși să interpreteze colinde în limbaj mimico-gestual, se gândesc deja la sărbătorile de iarnă, la faptul că se apropie Moș Crăciun. Este plăcerea lor de a face semne pentru ceilalți, cred eu. Și așa am și observat la ei. Apoi este întâlnirea cu Paula Selling, apoi este întâlnirea cu sala, cu cei care vin la concertele respective, apoi este ținuta lor, costumele. Fondurile obținute în urma concertului vor fi orientate către programul de sprijin pentru tinerii cu dizabilități, implementat de Asociația Vasiliada.